ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. A venit iarna la mijloc de martie, ninge în mai multe localități din centrul și nordul țării, iar pe drumuri s-a depus zăpadă și se circulă cu dificultate drumarii, fiind nevoiți să intervină cu utilajele de dezăpezire. Peste 1000 de asistenți personali din capitală care au fost demiși sau cărora le-a fost redus salariul vor fi angajați de Ministerul Muncii. Vom ajusta cadrul normativ și vom crea un serviciu de asistență personală pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Rusia, cât și Ucraina se atacă reciproc în zonele de frontieră și au dispus evacuarea civililor de pe ambele părți ale graniței. Iarna e întoi în centrul și nordul țării, unde pe drumuri s-a depus un strat consistent de zăpadă. Se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri din Nisporeni, Ungheni și Călăraș, dar și din Bălți și Râșcani. Drumarii au intervenit cu utilajele de dezăpezire, precizând că la moment nu există șosele blocate. Potrivit poliției, din cauza zăpezii, în unele zone, camioanele de mare tonaj au staționat pe marginea carosabilului. Sunt imagini surprinse în apropierea satului Bursuc din Nisporeni. Polițiștii atenționează că se circulă cu dificultate din cauza stratului gros de zăpadă. Probleme au avut și mașinile de mare tonaj care au rămas blocate pe marginea drumului între Orhei și Rezina. La Rezina, drumarii au intervenit cu utilaje de dezăpezire și la Dubăsar pe drumuri s-a depus un strat gros de zăpadă. În aceste imagini transmise redacției noastre se observă că iarna a revenit în forță și în nordul țării, la Râșcani, Drochia și Soroca, și la Ungheni și Orhei a nins de la primele ore ale dimineții. S-au trezit cu iarna în prag și locuitorii din stânga Nistrului. A nins și în capitală, doar că pe drumuri nu s-a așternut zăpada. Potrivit responsabililor de la Administrația de Stat a Drumurilor, drumarii au intervenit în nordul, dar și centrul țării cu tehnica de dezăpezire și au presărat 100 de tone de material antiderapant. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă ploi slabe. Pe parcursul nopții se vor înregistra temperaturi negative. De sâmbătă însă vremea se încălzește, astfel încât maximile vor ajunge până la 17 grade. Abia la 3 zile după ce s-a anunțat despre un focar de rujeolă la un centru de plasament pentru refugiați, au fost instituite măsuri de protecție. La intrare a fost instalat un gard metalic, iar în jur patrulează un echipaj de carabinieri. Aceste persoane care au intrat nu mai pot ieși înapoi? Sau care? Este de motiv că au vaccinat. Ele sunt vaccinate? Da, sunt vaccinate. Și alte măsuri au fost impuse și în ce stare sunt pacienții diagnosticați cu rujeolă, aflați în jurnal când revenim cu detalii. După 2 luni de ping-pong de replici, se pare că guvernul a găsit soluția. Circa 1200 de asistenți personali din capitală, care au fost demiși de municipalitate sau cărora le-a fost redus salariul în jumătate, vor fi angajați de Ministerul Muncii. Anunțul a fost făcut de ministrul Alexei Buzu, care a informat că asta se va întâmpla începând cu luna mai. Vom ajusta cadrul normativ și vom crea un serviciu de asistență personală pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și începând cu luna mai a acestui an, toți asistenții personali care au avut de suferit de pe urma acțiunilor abuzive ale municipalității vor fi angajați în cadrul acestui serviciu. Acest lucru și acest serviciu nu înseamnă că noi vom prelua, vom anula sau vom ingera în competențele municipiului Chișinău pe acest domeniu.
Deocamdată nu a fost stabilit un buget necesar în acest sens, urmând să fie organizate mai multe discuții. Ministrul a menționat că pentru achitarea salariilor celor 1200 de asistenți personali din capitală va fi nevoie de circa 170 de milioane de lei. Totodată a declarat că sunt semne că primăria ar intenționa să demită sau să reducă salariile pentru alți 1000 de asistenți personali din capitală și a îndemnat municipalitatea să nu încalce drepturile acestor oameni. Primăria Chișinău a reacționat printr-un comunicat în care spune că guvernul a cauzat această problemă și acum o rezolvă, precizând că este de datoria statului să asigure toți cetățenii țării în mod egal. Consiliul Superior al Procurorilor a revizuit regulamentul privind desfășurarea concursului pentru funcția de procuror general și a făcut mai multe modificări pentru ca să nu mai fie discrepanță în evaluarea potențialelor candidați. Potrivit ministrului Justiției, noul concurs urmează să fie anunțat la începutul lunii aprilie, după ce va fi bine definitivat regulamentul. Noi suntem preocupați de a găsi o formulă reușită, în primul rând, pentru a exclude acele situații de turnare, să spunem așa, a punctajului acordat în condiții egale tuturor candidaților atunci când se votează cu discrepanțe majore. Am luat în considerație propunerea de a stabili un prag minim pe care ar trebui să-l atingă eventualii candidați pentru funcția de procuror general, de exemplu, fiindcă acum regulamentul nu prevede un minim. De exemplu, din 100 de puncte să atingă cel puțin 70 pentru a fi considerat câștigător. Potrivit ministrului Justiției, printre modificările regulamentului privind desfășurarea concursului pentru funcția de procuror general, se numără și implementarea metodei mediana. La calcularea votului se exclud extremele și se aplică votul majoritar aplicat pentru candidat și asta va exclude situațiile de exemplu, dacă cineva va puncta cu nota 1, să nu fie depunctat în mod intenționat un anumit candidat și va asigura o mai mare credibilitate. Potrivit ministrului Justiției, noul concurs pentru funcția de procuror general urmează să fie anunțat cel târziu la începutul lunii aprilie. Noi ne-am dorit foarte mult ca până la sfârșitul lunii martie să putem definitiva și să anunțăm concursul. S-ar putea să fie o diferență de o săptămână, două, dar nu mai târziu de începutul lunii aprilie. Concursul pentru funcția de procuror general a fost anulat după ce în urma probei interviului în care a ieșit învingător adjunctul Procuraturii Anticorupție Octavian Iachimovski a fost depistată o discrepanță majoră între punctajele oferite de membrul CSB Olesea Vârlan candidatului Ion Munteanu. Vârlan a declarat că i-a oferit din greșeală 3,5 puncte în loc de 8,5. Ulterior, aceasta a demisionat din funcția de membru al CSP. Abia la 3 zile după ce s-a anunțat despre un focar de rujeolă la un centru de plasament pentru refugiați din capitală, au fost instituite măsuri de protecție. În această dimineață a fost restricționat accesul persoanelor în clădire, iar zona este monitorizată de carabinieri. Ministerul Muncii, în gestiunea căruia se află centrul, a anunțat că se investigează de ce s-a intervenit atât de greu pentru a preveni răspândirea infecției. Aici, la centrul de plasament pentru refugiați aflat în carantină, au fost instituite măsuri de protecție. Accesul interior a fost restricționat, fiind instalat un gard metalic. De asemenea, în zonă este un echipaj de carabinieri. Măsurile de protecție au fost instituite în această dimineață. Refugiații care se află în centrul de plasament pot ieși afară doar în perimetrul gardului instalat. Carabinierii sunt cei care monitorizează persoanele care intră și ies din instituție, iar accesul liber este permis doar pentru oamenii vaccinați împotriva rujeolei. Aceste persoane care au intrat nu mai pot ieși înapoi? Sau care? De motiv că au vaccinat. Ele sunt vaccinate? Da, sunt vaccinate. Restricțiile au fost impuse la câteva zile de la instituirea carantinei, când responsabilii spuneau că accesul este limitat și că mizează pe bunul simț al oamenilor, dar de fapt măsurile de restricție nu erau respectate. Ministrul Muncii a anunțat că se investigează modul în care s-a intervenit după ce au fost depistate primele cazuri suspecte de rujeolă. Această situație ne îngrijorează. Noi am avut discuții atât cu colegii noștri de la Ministerul Sănătății, de la Ministerul Afacerilor Interne, să întreprindem măsurile pentru a asigura un nivel de carantină și să ne asigurăm că protejăm și oferim tot suportul necesar refugiaților. Am sunat astăzi la Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru a afla dacă au mai fost confirmate cazuri de rujeolă, însă responsabilii nu ne-au răspuns la telefon. La centrul de plasament pentru refugiați au fost
fost confirmate 7 cazuri, iar alții 10 sunt suspecți. Toți sunt internați la spital având febră, tuse și erupții cutanate. De la începutul anului, în țara noastră, în total s-au înregistrat 12 cazuri de rujeolă. Boala este extrem de contagioasă. Rujeola nu are tratament specific, doar simptomatic, iar unica metodă de protecție este vaccinarea, care se administrează în 3 doze până la vârsta de 16 ani. Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență după ce i-a promis unei persoane că poate influența funcționarii publici pentru a elibera permisul de conducere. Astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție au desfășurat percheziții în acest caz. Potrivit CNA, bărbatul reținut a cerut mită 1.500 de euro. În schimb, i-a promis candidatului că va promova examenul de conducător la proba practică pentru categoria B și că, ulterior, i se va elibera permisul de conducere. În urma descinderilor, procurorii au ridicat 6.000 de euro și înscrisuri de ciornă, care confirmă sumele încasate de la alți candidați. Deocamdată nu este clar ce riscă suspectul. Bărbatul care a încercat duminică să incendieze secția de votare de la ambasada Rusiei din Chișinău a primit 20 de zile de arest. Procurorii care au cerut 30 de zile de arest nu și-au motivat solicitarea. Adus în instanță, bărbatul a spus că nu se consideră vinovat. El este cercetat pentru hooliganism agravat, încălcare care se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare. Ministrul de Interne a anunțat astăzi că bărbatul deține cetățenia rusă, având actul de identitate expirat. Ne spuneți de ce ați aruncat cuptorul mărătăt? V-ați pravdă el grăjan în Rusie? De ce ați procedat așa? Bărbatul a fost escortat în fața magistraților de la judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana. Acesta a refuzat să discute cu jurnaliștii, răspunzând doar la unele întrebări. Vă recunoașteți vina? Ați făcut la comandă cuiva să te nevoastră? Nu. Procurorul de caz a solicitat că bărbatul să fie plasat în arest pentru 30 de zile, refuzând să ne spună și de ce. Și a fost înaintat demersul de aplicare a arestului în termen de 30 de zile. Am sunat ulterior la procuratură pentru a afla motivele care au stat la baza solicitării arestului preventiv, cine este bărbatul, dar și dacă sunt bănuieli că ar fi acționat la comanda cuiva, însă responsabilii ne-au spus că acum nu ne pot oferi alte detalii. Potrivit ministrului de interne, bărbatul deținea cetățenia Federației Ruse. Deține cetățenia Federației Ruse, însă cu un buletin deja expirat. Avocatul acestuia a refuzat să facă declarații pentru presă. În vârstă de 54 de ani, bărbatul a fost reținut duminică după ce a aruncat 2 cocktailuri Molotov în curtea ambasadei Federației Ruse de la Chișinău. Totul s-a întâmplat în timp ce mai mulți alegători așteptau la coadă ca să-și exercite dreptul la vot în cadrul alegerilor prezidențiale din Rusia. Вы из Молдовы? Да. Вот ты. Я презираю Россию. Голосуйте за фашистов, за фашистов. În timpul reținerii, bărbatul a spus că a vrut astfel să protesteze față de regimul lui Putin. Ambasada Rusiei la Chișinău a condamnat atacul, precizând că așteaptă o pedeapsă dură. Un bărbat de 40 de ani din Peresecina Orhei, care suferea de ciroză hepatică, a primit o nouă șansă la viață după ce fratele său, mai mic, a acceptat să-i doneze o parte din ficatul său. A spus Cosantin, trezește, operația ai decurs foarte bine, sunteți bine, m-am simțit foarte fericit. Operația de transplant a fost un succes, iar astăzi cei doi se recuperează. Aflați toată povestea în câteva minute la știri. O familie numeroasă de mistreți a fost surprinsă în raionul Nisporeni. Inspectorii de mediu au publicat imaginile precizând că animalele au ieșit în căutarea hranei și a apei. Primăvara, mistreții sunt supravegheați pentru a fi protejați de braconieri. Imaginile cu mistreții alergând pe un câmp din Nisporeni au fost surprinse de către inspectorii de mediu, care precizează că se aflau pe teritoriul rezervației. Aceștia ies de fondul forestier atunci când sunt nevoiți să se deplaseze spre alte fonduri, ulterior în căutarea hranei, doar de cele mai deseori aceștia se îndreaptă spre locații unde deci se adapă. Mistreții sunt supravegheați de către inspectorii de mediu pentru a fi protejați de braconieri. Vânatul acestora fiind permis doar în anumite perioade în scop ecologic. Anual se face inventarierea sau numărătoarea numărului de exemplare, ulterior
Deci prin diferite acțiuni, cum ar fi acel vânat în baza de acte permisive, se face reglarea lor numerică, iar la sigur, deci ieșirea de sub control a numărului acestora, la sigur că poate să dăuneze culturilor agricole, și ne referim în deosebit la cele cerealiere, deci care fac parte din rația alimentară a speciei. Pe teritoriul țării noastre sunt peste 1600 de mistreți. Un tomograf computerizat de ultimă generație a fost pus în funcțiune la Spitalul Raional Soroca. Cu ajutorul acestuia, medicii vor putea salva viața persoanelor din regiune suspecte la accident vascular. Centrul primar AVC destinat acestei categorii de pacienți își va începe însă activitatea după ce tomograful va fi testat. Tot la Soroca a fost inaugurată și secția de terapie intensivă după ce a fost reparată. Tomograful computerizat de la Spitalul Raional Soroca va permite investigarea maladiilor cardiovasculare pentru stabilirea unui diagnostic precis. Totodată, acesta va ajuta medicii să identifice la timp un accident vascular, ceea ce ar putea salva viața pacientului. Aparatul de ultima generație, 64 de slavsuri, care poate să investigheze pacienții nu numai pe accident vascular cerebral, ci tot spectrul de investigație care este posibil de efectuat la tomografie computerizată, e posibil angiografie. Acest tomograf va fi utilizat în cadrul centrului primar AVC de la spitalul din Soroca, care va fi pus la dispoziția pacienților din regiune. Veți prelua pacienții critici din raioanele adiacente, deci este deci, foarte important că acest tomograf va servi inclusiv necesitățile acestui centru primar de accidente cerebrovasculare care a fost creat prin ordin în Spitalul Raional Soroca. Centrul însă nu și-a început activitatea. După ce testați bine tomograful și spuneți că putem începe, activăm acest centru la dumneavoastră în Soroca. Tomograful a costat peste 8 milioane de lei, bani oferiți de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Acest gen de aparat se va regăsi și în cele 11 centre AVC din toată țara. Tot astăzi a fost inaugurată la Soroca secția anestezie și terapie intensivă, care a fost renovată și dotată cu echipamente medicale și mobilier. La eveniment a participat și președintele țării. Reparația a fost realizată în cadrul proiectului Băncii Mondiale, dar și din surse bugetare. Costul total al investițiilor ajunge la 20 de milioane de lei. După ce a luptat 12 ani cu hepatită virală, a avut de înfruntat un diagnostic crud, ciroză hepatică în stadiu terminal. Medicii îi dădeau 2 ani de viață, iar soluția era un transplant de ficat. Este povestea lui Constantin Stretan, care a primit o nouă șansă datorită fratelui său mai mic, care i-a devenit donator. Operația a fost un succes, iar astăzi ambii sunt pe picioare și învață să trăiască din nou. A spus Constantin, trezește, operația a decurs foarte bine, sunteți bine, m-am simțit foarte fericit. În urmă cu 2 luni, Constantin Stratan a primit o nouă șansă la viață. Bărbatul are 40 de ani, este din Peresecina Orhei și suferea de ciroză hepatică în stadiu terminal, după 12 ani de tratamente medicale. Ultimii 2 ani s-au agravat. Slăbeam, văzând cu ochii, de-am medicul care a îngrijit de mine, mi-a spus că să ne gătim de un transplant. Din fericire, Constantin a găsit repede un donator care nu a ezitat niciun moment. E vorba de fratele său mai mic. Bineînțeles că, dintr-o parte, adică vedeam aceste schimbări, poate că el nu le simțea așa, nu le observa. Am mers înainte, am făcut toate investigațiile, am stabilit data, până ultimul moment. Ai dreptul să te gândești. Nu am ce mă gândesc, deja m-am gândit. Trebuie făcut pasul ăsta. A urmat o intervenție complexă, care a durat în jur de 10 ore și la care a participat o echipă formată din 40 de specialiști, anesteziologi, gastroenterologi, hepatologi, chirurgi. E una din cele mai complexe intervenții chirurgicale în genere, chiar și emoțional, a echipei de chirurgie, de anestezie și de multă lume, căci sunt două vieți. De obicei, la maturi se ia partea dreaptă a ficatului. Donatorul vine sănătos, pleacă sănătos și atunci protocolul nostru de investigație e destul de strict, căci dacă avem un mic procent de complicații, noi refuzăm acest donator. Din fericire, intervenția a fost un succes, iar la distanță de 2 luni, cei doi frați se simt bine și continuă recuperarea. A doua zi, deja m-am ridicat în picioare, pentru că în cazul acestei operații, mișcarea importă foarte mult. Sunt schimbări spre bine, nu mai am grijă aceea sau gândul tot timpul că eu sunt bolnav. Sunt o echipă foarte puternică de medici. Nu m-am așteptat că la noi așa sunt în Moldova, așa medici. Că mulți spuneau că
decente, dus psihotare, se descurcă și la noi foarte bine. Acum Constantin are mai multă speranță în ziua de mâine și se bucură de viață alături de soția sa și cei trei copii. Planurile mai departe, ne-am revenit la lucru. Dar dorința a fost asta, cea mai mare, că să fiu sănătos. Altceva nu-i mai doresc. Specialiștii îndeamnă oamenii să fie deschiși și să doneze celor care au nevoie de transplant pentru a le fi salvată viața. Spre deosebire de alte organe, capacitatea de regenerare a ficatului este uimitoare. Acesta poate reveni la dimensiunile inițiale prin producerea de celule hepatice care le înlocuiesc pe cele pierdute, chiar și după îndepărtarea peste jumătate din volumul său. Jumătate din voturile lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale au fost falsificate, anunță publicațiile independente din Rusia. Если бы они нарисовали Путину там 56-57%, то оспорить этот результат, сказав, что он сфальсифицирован, было бы гораздо сложнее. Kremlinul a descris rezultatul lui Putin în alegeri ca fiind excepțional, în timp ce opoziția din exil l-a denunțat ca fiind fără legătură cu realitatea. Revenim cu o analiză mai amplă în câteva minute. Atât Ucraina cât și Rusia au raportat atacuri aeriene în zonele de frontieră. În 7 localități din regiunea rusă Belgorod vor fi instalate baraje rutiere, iar intrarea va fi interzisă, a anunțat guvernatorul. De asemenea, potrivit autorităților ruse, aproximativ 9.000 de copii vor fi evacuați din oraș în timp ce ucrainenii lovesc cu drone și rachete. Totodată, bombardamentele intense ale Rusiei asupra regiunii ucrainene Sumă, aflată la granița de nord-est, au determinat oficialii să emită un ordin de evacuare în masă, regiunea fiind atacată non-stop și practic distrusă. În a 756-a zi de război, atât Rusia cât și Ucraina au raportat atacuri aeriene în zonele de frontieră. Ministerul rus al apărării a declarat că aseară Ucraina a lansat mai multe rachete asupra regiunilor Belgorod și Kursk. Guvernatorul regiunii Belgorod a declarat că aproximativ 9.000 de copii vor fi evacuați. Сегодня в списках у нас из 4 муниципальных образований, а мы сейчас говорим о тех муниципальных образованиях, которые в первую очередь беспокойны. Это Грыворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород. Заявка 9000 человек. Oficialii ruși au declarat că sistemele de apărare aeriană au distrus rachete și drone lansate de Ucraina deasupra regiunilor Belgorod, Kursk și Voronezh, aflate la granița cu Ucraina. Dronele au fost de asemenea doborâte mai adânc în Rusia, în regiunea Saratov. Bombardamentele intense ale Rusiei asupra regiunii ucrainene Sumă, aflată la granița de nord-est, au determinat autoritățile ucrainene să emită un ordin de evacuare în masă. Bătrânii care sunt imobilizați la pat au fost duși de către militari pe paturi în loc de tărgi. Așa arată acum un cartier din Sumă, blocuri distruse sau grav avariate, iar străzile sunt pline de moloz și cratere de la rachete. Autoritățile ucrainene au declarat că doar ieri au avut loc 30 de bombardamente. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate din zonele aflate în pericol în ultima săptămână. Сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Potrivit lui Zelensky, Rusia a lansat 130 de rachete de diferite tipuri, peste 320 de drone de atac Shahed și aproape 900 de bombe ghidate în atacurile asupra Ucrainei în această lună. Între timp, Occidentul pregătește noi ajutoare militare pentru Ucraina. Reprezentanții din 50 de state s-au adunat ieri la baza militară Ramstein din Germania. Berlinul a anunțat un nou ajutor militar pentru țara vecină în valoare de 500 de milioane de euro, care include 10.000 de obuze. Focus був артилерія, focus був повітряна оборона, focus був все, що стосовно зараз нам потрібно ракети, ми отримали цю допомогу і їдемо разом з результатами. Cu toate acestea, ajutorul cel mai consistent, un pachet de 60 de miliarde de dolari, e încă blocat în Camera Reprezentanților din Congresul American. Presa de peste ocean scrie că președintele Camerei Reprezentanților refuză să ia în considerare ajutorul pentru țara vecină, precizând că Congresul se va ocupa mai întâi de adoptarea bugetului general al SUA, care s-ar putea prelungi cel puțin încă două săptămâni.
Văduva lui Alexei Navalny le cere simpatizanților săi să nu cedeze după realegerea lui Putin, să aibă răbdare și să meargă înainte. Iulia Navalny, care acuză autoritățile ruse de faptul că i-au asasinat soțul, dă asigurări că mișcarea sa va lupta pentru ca nimeni în lume să nu-l recunoască pe Putin ca pe un președinte legitim, astfel încât nimeni să nu se așeze cu el la masa negocierilor. Clipul postat de Iulia Navalny începe cu mulțumiri pentru toți cei care au ieșit la vot duminică la amiază în semn de protest față de liderul rus. Все обсуждают вас. Полдень против Путина. Полдень против Путина. Полдень против Путина. Ну и показываем вам тех людей, которые в ней принимают участие. Вы победители этого мероприятия, которое Кремль выдает за голосование. Мы пришли сюда, чтобы отдать свой голос за прекрасную Россию будущего. Юлия декларат, что Владимир Путин не является президентом легитимной России и что результаты официальных выборов не имеют никакой сигнификации. Мы доказали себе и другим. Путин не наш президент. Мы его не выбираем и мы не молчим. Acțiunea amiază fără Putin a presupus ca susținătorii lui Navalny să meargă la urne în același moment și să voteze cu orice alt candidat în afară de Vladimir Putin. Imaginile au arătat cozi lungi la secțiile de votare. Între timp, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au convenit să impună sancțiuni unor persoane și organizații responsabile de moartea opozantului rus Alexei Navalny. We agreed to sanctions to those responsible for the murder of Alexei Navalny. 30 individual and entities. Alexei Navalny, cel mai proeminent critic al președintelui rus Vladimir Putin, a murit pe 16 februarie în închisoare, din cauze naturale, conform autorităților ruse. Iulia Navalny l-a acuzat pe liderul de la Kremlin pentru moartea soțului său, iar o serie de lideri occidentale au afirmat că Putin și statul rus sunt în cele din urmă responsabili pentru decesul acestuia. Jumătate din voturile lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale au fost falsificate, acestea fiind cea mai mare fraudă electorală din istoria modernă a Rusiei, spune o analiză a publicației independente rusești Novaya Gazeta. Faptul că liderii occidentali au contestat corectitudinea alegerilor, iar unii critici au subliniat scorul neverosimil obținut de Putin, nu a părut să însemne foarte mult pentru oficialii ruși. Victoria predictibilă a lui Vladimir Putin în alegerile încheiate îi oferă acestuia mână liberă pentru a continua războiul din Ucraina, indiferent de pierderile de vieți omenești și poate pentru a testa și mai mult Occidentul, subliniază analiștii. Și oficialii citați de publicațiile rusești și internaționale au sugerat că regimul de la Kremlin va continua neabătut pe calea conflictului, dincolo de granițe, în vreme ce va consolida modelarea societății acasă în Rusia pentru a-și asigura obiectivele. А как вы считаете, что должен сделать в первую очередь будущий президент, когда вступит в должность? Войну закончить. Я хочу, чтобы закончилась война. Putin a câștigat alegerile prezidențiale cu 87%, un scor record. Analiștii ironizează acest procentaj, comparând rezultatele cu cele din Turkmenistan, unde este un regim dictatorial, iar liderul câștigă și cu peste 90%. Dacă ei rysovali Putinu 56-57%, a sporit acest rezultat, сказав, что он сфальсифицирован, было бы гораздо сложнее. Вот. Но они по этому пути не пошли. Это явный такой шаг в сторону вот этой знаменитой формулы Калигулы. Неважно, любят или нет, главное, чтобы боялись. ONG-ul Golos, care militează pentru drepturile alegătorilor, a publicat raportul său privind alegerile prezidențiale din Rusia, vorbind despre lipsa observatorilor independenți și persecuțiile ce au predominat în timpul scrutinului. De asemenea, ONG-ul a afirmat că puterile tot mai mari acordate poliției au dus la o creștere fără precedent a incidentelor violente. Autorii raportului au calificat alegerile din Rusia drept o farsă. Comunitatea internațională la fel continuă să susțină că alegerile nu au fost corecte și democratice. Au înflorit cereșii la Washington, iar oamenii au împânzit parcurile ca să facă poze.
dăruit de japonezi americanilor în urmă cu peste un secol, Copacio oferă un spectacol extraordinar în luna martie. Revenim cu mai multe imagini în câteva minute. Raportul mondial al fericirii plasează Finlanda pe primul loc pentru al 7-lea an consecutiv. Moldova este pe poziția a 71-a în coborâre și suntem urmați direct de ruși. Sondajul a cuprins în premieră un clasament separat pe grupe de vârstă și arată vești proaste despre satisfacția vieții în rândul tinerilor în anumite țări. Surprinzător, Israel este pe locul 5, iar Statele Unite au ieșit din top 20. Potrivit presei internaționale, raportul mondial pentru 2023 al fericirii arată încă o dată că țările nordice se bucură de cele mai bune scoruri. Astfel, pentru al 7-lea an la rând, Finlanda este țara al cărei cetățeni spun că sunt cei mai fericiți. E urmată de Danemarca, Islanda și Suedia. So in Finland, Denmark and the other Scandinavian countries, you'll find that wealth is way more evenly distributed, so more people benefit from the wealth that's being generated. În premieră, raportul include un clasament separat pe grupe de vârstă și aduce vești proaste în ceea ce privește satisfacția vieții în rândul tinerilor din unele părți ale lumii. Fericirea a scăzut atât de mult în rândul tinerilor din America de Nord, încât tinerii din această țară sunt acum mai nefericiți decât cei în vârstă. Aceste scoruri scăzute au ajutat la scoaterea Statelor Unite din primele 20 de locuri pe lista generală pentru prima dată de la prima publicare a raportului în 2012. Raportul analizează 6 variabile cheie pentru a explica evaluările vieții: PIB-ul pe cap de locuitor, sprijinul social, speranța de viață sănătoasă, libertatea, generozitatea și percepția corupției. Potrivit clasamentului, moldovenii au fost mai triști în 2023 decât în 2022. Țara noastră a coborât cu 8 poziții și s-a clasat pe locul 71. În ultimii 5 ani, Republica Moldova a oscilat pe locurile 62-71 în acest top al fericirii. În clasamentul din acest an, Ucraina la fel a coborât cu 13 poziții, ocupând locul 105. Lista se încheie cu Afganistan. Datele prezentate în sondaj sunt bazate pe interviurile a peste 100.000 de persoane din 143 de țări. Rezultatele au fost publicate astăzi cu ocazia Zilei Internaționale a Fericirii. Ferie de primăvară la Washington, unde au înflorit faimoșii cireși, dăruiți de japonezi americanilor în urmă cu peste un secol, Copacio oferă un spectacol extraordinar în luna martie. Spectacol extraordinar în capitala americană, tradițional înflorirea cireșilor la Washington, este o bucurie pentru ochi și suflet. Datorită temperaturilor generoase și cei 100 de cireși din campusul Universității Washington din Seattle au început să înflorească spre deliciul celor care au venit să facă poze. Vremea caldă le-a oferit și americanilor din Portland, Oregon, ocazia perfectă să meargă în parcuri pentru a admira florile de cireș. Fie că au ieșit să facă poze sau pur și simplu să se bucure de soare, sute de oameni au profitat de temperaturile de martie și cireșii în floare. De altfel, în perioada 20-14 aprilie, americanii le-au dedicat un festival cireșilor. În această perioadă, mii de oameni împânzesc străzile din apropierea Capitoliului pentru a se bucura de spectacolul naturii. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!